Salutare fraților și bine ați venit la o nouă serie pe canal numită Driving Story, o serie în care vă voi povesti niște povești reale în timp ce conducem. Așadar, povestea de astăzi se numește Blestemul lui Timur Lenk. Mitul blestemului Timur Lenk este înrădăcinat într-o coincidență stranie care s-a petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial 1939-1945. La data de 19 iunie 1941, un grup de arheologi sovietici conduși de Mikhail M. Gerasimov, Osantin și Zezevnkova au dezgropat un mormânt străvechi în regiunea Guremir, Samarkand, din Uzbekistan. Mormântul s-a dovedit a aparține temutului cuceritor mongol Timur Lenk, adică Timur cel Șchiop, 1336-1405. Timur Lenk a fost întemeitorul Imperiului Mongol cu capitala la Samarkand, astăzi în Uzbekistan, și al puternicei dinastii Timuride, care a dăinuit până în anul 1507. Imperiul lui Timur Lenk a fost unul văzut și s-a întins de la țărmurile Mării Caspice până la vestul Chinei și din Siria până în Pakistan. Timur Lenk a fost cunoscut ca fiind un mare consumator de alcool, lucru care i-a adus moartea în iarna anului 1945 în timpul unei companii militare împotriva dinastiei Ming. Locul în care cuceritorul mongol a fost îngropat a reprezentat unul dintre marile secrete ale fostului Imperiu Mongol. Asta până în anul 1941, când mormântul a fost descoperit de arheologii sovietici. Despre mormântul lui Timur cel Șchiop au circulat legende diverse, inclusiv mitul conform căruia mormântul ar fi fost protejat de un blestem străvechi. Când arheologii au dezgropat intrarea în mormânt, se spune că deasupra plăcii de piatră care acoperea intrarea, era inscripționat următorul mesaj: când mă voi ridica din morți, lumea va tremura. De asemenea, când Gerasimov a deschis sarcofagul care conținea trupul temutului cuceritor mongol, în interior a observat un alt mesaj amenințător: cine va profana mormântul va dezlănțui un invadator mai teribil decât am fost eu. Blestemul lui Timur Lenk s-a dovedit a fi cât se poate de real. Trei zile mai târziu, pe 22 iunie 1941, Germania nazistă, condusă de Adolf Hitler, a lansat operațiunea Barbarossa, cea mai mare invazie militară din toate timpurile. La invadarea Unii Sovietice au participat 3,1 milioane de soldați, aproape 8.000 de tancuri și vehicule militare, peste 5.000 de avioane și peste 20.000 de piese de artiliere. În decursul celor 5 luni de invazie, mai bine de 6 milioane de soldați și-au pierdut viața, marea lor majoritate făcând parte din rândurile Armatei Roșii. Trupul lui Timur Lenk a fost reînhamat cu toate ritualurile islamice corespunzătoare în noiembrie 1942, chiar înainte de victoria sovietică din bătălia de la Stalingrad, una dintre cele mai sângeroase confruntări militare din timpul celui de-al doilea război mondial. În continuare, vă voi prezenta o altă poveste numită Mesajul din lumea de dincolo. Această poveste de groază este una extrem de ciudată prin prisma faptului că nimeni nu a reușit să ofere vreo explicație logică pentru seria de evenimente macabre din ziua de 20 septembrie 1885. Cu câteva săptămâni înainte de evenimentele cu pricina, un bărbat pe nume Thomas Kipling din Pennsylvania, Statele Unite, a găsit un plic strecurat pe sub ușa casei în care stătea cu chirie. Plicul nu era timbrat și nu avea trecut nici expeditorul și nici destinatarul, ceea ce indica că mesajul fusese livrat direct de o persoană necunoscută.
Când a deschis scrisoarea, bărbatul a înlemnit. Thomas a recunoscut imediat scrisul fratelui său mai mic, Simon, care decedase în vara lui 1872 după o lungă suferință pricinuită de o boală necruțătoare. În scrisoare, acesta îi dezvăluia că suferă tulburări mentale, că se simte foarte slăbit, dar că este în viață și că va veni în curând să-l viziteze. Epoca victoriană 1832-1901 este cunoscută ca o perioadă a superstițiilor și a credinței în creaturi supernaturale, spirite malefice, vampiri, vârcolaci, monștri însetați de sânge. Evident, un astfel de mesaj l-a îngrozit pe Thomas, care a cerut imediat exhumarea corpului fratelui său. Cererea a fost acceptată, iar Thomas împreună cu câțiva oameni ai legii, un preot, ajutorul medicului legist, dar și mai mulți curioși, au dezgropat sicriul în care ar fi trebuit să se afle trupul putrezit al lui Simon. Spre stupefacția celor prezenți, sicriul s-a dovedit a fi gol. Asta, deși la înmormântarea participaseră zeci de persoane care puteau jura că trupul lui Simon se afla în sicriu, în mormântul în care acesta a fost coborât în pământ. Vestea s-a răspândit cu rapiditate, iar teama a pus stăpânire pe mica comunitate. Oamenii își baricadau ușile și geamurile speriați că vreun duh necurat avea să se abată asupra lor, aducând nenorociri și moarte. Pentru mai liniștii spirituale, oamenii legii au organizat patrule pe timpul nopții, mai mulți polițiști fiind detașați să păzească inclusiv cimitirul și casa în care locuia Thomas. După câteva săptămâni în care nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, isteria generală s-a mai domolit, iar cetățenii au revenit la rutina lor zilnică. În noaptea de 20 spre 21 septembrie însă, câțiva bărbați care mergeau spre casă au observat o siluetă ciudată plimbându-se printre morminte. Speriați, oamenii au dat alarmă. Forțele de ordine s-au mobilizat imediat și spre marea lor uimire au descoperit că mormântul în care ar fi trebuit să fie trupul lui Simon era din nou dezgropat. În groapă au găsit un coșciug vechi, iar în interiorul lui două trupuri îmbrățișate, identificate ca aparținând celor doi frați Kipling. Ambele cadavre erau în stare avansată de putrefacție. Medicul legist concluzionând în raportul oficial că cei doi erau morți de cel puțin 10 ani. Fraților, sper că v-au plăcut aceste două povești și dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, iar noi ne vedem în următorul episod cu această serie în care vă voi prezenta alte povești de groază. Dacă aveți și voi alte povești de menționat care credeți că doriți să fie puse în serie, le puteți lăsa în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru tot!